Bernard Marco. Okay, good. Poeziile se numesc Sus, vreau să joc și liniște. După cum vedeți, vreau să joc, se repetă. Această poezie a fost aleasă și de Viorel Mundreanu. Veți vedea ce universuri sonore diferite poate să nască una și aceeași poezie, tratată fiind de doi compozitori diferiți. După aceste trei liduri de Ștefan Marcu, vom asculta din nou un partea de coarde inspirat de motivul BACH. Este vorba de reflecții pe tema BACH de Sofia Cugaiturina, personalitate de prim rang a muzicii contemporane, născută în Republica Sovietică Tătară, pe malurile Volgăi. Din 1992 s-a stabilit la Hamburg, la fel ca și George Orban. În creația ei, muzica sacră ocupă un rol foarte important. Personalitățile care au influențat-o profund au fost Cantemuc și Nicolae Berghiaie. Dar ea spune că are doi idoli, Bach și Anton Webern. Acest quartet a fost scris în 2002. Iar în final vom asculta vocea împreună cu corzile în lucrarea Fünf Liebeslieder, cinci cântece de dragoste pe versuri de Rainer Maria Rilke de Adrian Pop. George Orban, într-un interviu, întrebat fiind ce fel de muzică scrie, în ce stil s-ar putea încadra, a spus în stilul neonormal. Cred că această încadrare se potrivește și lui Adrian Pop. Stilul neonormal care ne face plăcere să-l ascultăm, pe care îmi face plăcere să-l ascultăm. Veți vedea cum în această formație, care mai degrabă este un quintet cu voce, pentru că așa cum există quintet cu clarinet sau quintet cu pian sau quintet cu două viole sau cu două violoncele, veți vedea că există și quintet cu voce. În această lucrare există o superbă fuziune între timpul vocii și titlurile instrumentelor cu coarde, în care la un moment dat vocea devine instrument și instrumentele devin voci. Și veți recunoaște sonorități cu parfum fantasier vienez, cu un pic de reminiscențe maderiene. O foarte frumoasă lucrare, care a fost scrisă inițial pentru voce și pian, dar nu e de mirare că acești minunați muzicieni au inspirat versiunea aceasta pentru quintet cu voce. Așadar, să ascultăm în încheiere trei liduri de versuri de Lucian Blaga de Ștefan Marcu, reflecții pe tema BACH în prima audiție de Sofia Cugaiturina și Fünf Liebeslieder pe versuri de Rainer Maria Rilke de Adrian Pop.